Preobiților, stimați frați și surori, dragi tineri, stimați slujitori, aș vrea să citesc un verset ca introducere în seara aceasta și chiar două și chiar trei, pentru că fratele păstor Radu amintea ceva de Apostolul Pavel și oarecum mă regăsesc în imaginea acestor versete. Filipeni, capitolul 1, versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea. Și Pavel spune, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Iisus Hristos și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Amin. Din toată inima aș vrea să vă salut și să-mi exprim bucuria că suntem împreună cu Marcus aici la Rocheta de Mar, la Biserica Elim și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim. Mulțumesc fratelui păstor Radu și celorlalți echipe de slujire care au decis să mă cheme pentru o perioadă de 7 zile să fim împreună la părtășie și doresc ca Dumnezeu să fie lăudat. Dragii mei, așa cum am citat despre Apostolul Pavel, vă port în inimă, însă nu pot să spun despre lanțuri, dar pot să spun despre încercările prin care trecem. Atunci când ați fost în bucurie, am fost alături de dumneavoastră, atunci când ați construit, ne-am rugat pentru dumneavoastră, atunci când ați trecut prin doliu, am plâns cu dumneavoastră, atunci când ați trecut prin momente grele, n-am ezitat să nu spun o rugăciune în România pentru dumneavoastră. Și cred că rugăciunea care Dumnezeu a auzit-o acolo și o aude aici, a ajuns până în ceruri la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, acum vă rog să vă ridicați cu respect înaintea Domnului și să deschidem Biblia, Sfânta Carte la Faptele Apostolilor, capitolul 12. Citim începând cu versetul 1. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub pază a patru cete câte patru ostași, cu gând ca după pași să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și lumina a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coaste și a zis, scoală-te iute, lanțurile au căzut jos de pe mâini. Amin. Vă rog să reocupați locurile. E adevărat, dragii mei, că trăim o vreme de pandemie, trăim o vreme când legea de astăzi nu ne prea permite să dăm mâna unii cu alții sau să ne îmbrățișăm, dar vă rog, uitați-vă unii la alții și binecuvântați-vă. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, în momentul în care ne binecuvântăm unii pe alții, Dumnezeu ne dă și nouă binecuvântarea. De aceea, fiecare dintre noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuros și mă simt ca acasă și ne simțim foarte bine și am o bucurie în plus că am reușit să-l aduc pe fratele Marcus împreună cu mine, băiatul nostru, și am fost foarte curios de reacția unora dintre dumneavoastră și fac aici o paranteză, deși îmi cer scuze că spun public, cel mai curios sunt de reacția sau aș fi fost de reacția surorei Andra, care l-a avut la școala duminicală, pentru că atunci când noi am plecat de aici, copiii noștri erau mici.
Chiar și fratele păstor Radu spunea, dacă l-aș fi văzut singur, nu l-aș mai fi cunoscut. Și eu m-am uitat la copiii dumneavoastră și doar după fizionomie mi-am dat seama cine este. Și la unii chiar le-am spus pe nume și mă bucur că Dumnezeu i-a crescut mari, sănătoși și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Pentru că în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 30 de ani eram ca și ei, Dumnezeu ne-a chemat în lucrare, poate mai mergem un 10 ani înainte, spun poate mult, și vor veni copiii noștri. Și este foarte important ce lăsăm în urmă, ce urmează după noi, o generație care să fie o generație a Harului, o generație binecuvântată, o generație plină de Duhul Sfânt. Este foarte adevărat că și astăzi, de exemplu, în ce privește educația din societate, în ce privește școala de astăzi, pregătirea de astăzi, copiii noștri au posibilitatea să fie foarte pregătiți în domeniul profesoral și așa mai departe. Dar mai presus de acestea, cel mai important este pregătirea spirituală. Cel mai important este pregătirea spirituală și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze Comitetul Bisericii, pe fratele Radu, pe fratele Dănuț și pe ceilalți. Întotdeauna să implementeze acest gând de maturitate spirituală în biserică. Doamne ajută la aceasta! Știți ce se întâmplă când oamenii sunt maturi? Știți ce rezultate binecuvântate sunt în viața lor? Orice s-ar întâmpla, spuneam aseară la biserica de la Motril, în finalul predicii, că e foarte important să fii liniștit în viață, să ai liniștea aceea că Dumnezeu e cu tine, să ai siguranța că ești în mâna lui Dumnezeu și când ești un om liniștit, orice s-ar întâmpla, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, lanțurile să fie la picioarele și la mâinile tale, știi că Dumnezeu e deasupra. În seara aceasta, lecția biblică este despre Petru. Și în această seară am intitulat mesajul Petru între trei tabere. Petru între trei tabere. Prima tabără pe care am să o prezint în seara aceasta este tabăra lui Irod și soldaților lui. A fost o vreme când el era împărat, pe vremea aceea când era împărat, Irod s-a ridicat împotriva unor creștini, împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Irod era încă împărat și a declanșat o prigoană împotriva unora din biserică, cu gând să-i bajocorească. A văzut că lucrul acesta place oamenilor. A văzut că lucrul acesta îi fascinează pe oamenii pe care el îi guverna în vremea aceea. A pus mâna pe Iacov și l-a ucis cu sabia, versetul 1 și 2. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Iacov a murit ca și martir. A fost ucis cu sabia. Când Irod a văzut lucrul acesta, a pus mâna și pe Petru. Știți că diavolul nu e mulțumit când reușește într-o familie. În România, nu de mult, o familie a trecut printr-o încercare și un slujitor a venit la mine și a zis, am avut o vedenie. Și știa că mă rog pentru familia aceasta și ne implicăm în familia aceasta. Și am văzut o vedenie. Diavolul nu s-a mulțumit doar că a reușit să lovească acolo. Vrea să lovească mai mult. Dar deasupra familiei s-a văzut o umbrelă mare, albă, strălucitoare. Și toate săgețile care veneau din partea diavolului se opreau în acea umbrelă. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Diavolul când se uită că are succes într-un domeniu, împăratul Irod, când a văzut că oamenilor le place, când a văzut că are succes în direcția aceasta, bajocorea oamenii lui Dumnezeu, bajocorea biserica lui Dumnezeu, bajocorea ucenicii lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Iisus Hristos, pune mâna și pe Petru, cu gând ca după Paște să-l scoată afară și să-l omoare. Dragii mei, Petru se află între trei tabere. Prima tabără, spuneam, e tabăra împăratului și soldaților lui. Tabăra împăratului este tabăra care reprezintă dorința de vărsare de sânge. Când vorbim despre dorința de vărsare de sânge, vorbim despre o practică sau acțiune demonică în care diavolul încearcă să lovească la nivelul sufletului și la nivelul minții și să aducă păcat și negură și lanțuri asupra oamenilor lui Dumnezeu și asupra creștinismului.
Pentru că în momentul în care au pus mâna pe Petru, pe Petru l-au legat cu lanțuri și l-au legat de doi soldați, unul la dreapta și unul la stânga. De aici nu mai scapă Petru. Alți doi soldați erau și care păzeau ușa la intrare. Alți patru soldați păzeau o altă zonă a închisorii. Alți patru soldați păzeau ieșirea principală din închisoare. Dragii mei, au fost mai mulți soldați care au fost acolo angajat să-l păzească pe Petru, să nu scape Petru. În jurul nostru, dragii mei, când vorbim din perspectivă spirituală, deasupra noastră, în viață, deasupra vieții noastre, în jurul vieții noastre, nu este un soldat al diavolului, nu sunt doi, nu sunt 16, ci legiuni. Însă vreau să vă încurajez în această seară că în mine și în dumneata există o forță divină, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Forța aceasta divină îți aduce liniște. Pentru că uitați-vă ce interesant, Petru se află între cele trei tabere. E tabăra lui Rod și soldaților lui. Doi, e tabăra bisericii. Trei, e tabăra cerului. Și aflându-se între cele trei tabere, Petru stă liniștit. Cum mai știu și eu cuvântul acesta? Tranquilo. E foarte liniștit, este atât de liniștit, dragii mei. Știu mai multe cuvinte, stați liniștiți. Atât de liniștit încât Biblia spune că el adoarme. Extraordinar. Petru adoarme, legat cu lanțuri, legat de doi soldați. Petru doarme liniștit. Petru doarme liniștit. Se află între cele trei tabere. Irod și tabăra lui, deși reprezintă autoritate, deși reprezintă protecție, deși reprezintă lege, cei care ar trebui să-l apere pe Petru, cei care ar trebui să ia apărarea lui Petru, avocații, judecătorii care să aplice adevărul și legea așa cum trebuie, Petru se afla în mare primejdie. De multe ori în viața aceasta ne aflăm în mare primejdie. În vremea aceasta de pandemie, oamenii se află în primejdie. În vremea aceasta de criză, de panică, oamenii se află în primejdie. Când cineva din familie este bolnav, familia este în primejdie. Când cineva dă mai rar pe la biserică, familia suferă, acea persoană este în primejdie. Și cuvântul Domnului spune că în momentul acela, în momentul acela în care Petru era legat, intervine a doua tabără. E tabăra bisericii. Dragii mei, aș vrea să vă spun că dacă ceva iubesc în viața aceasta, e familia și biserica. Pentru că în biserică am găsit liniștea, în familie am găsit pacea, pentru că biserica este rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos și această tabără e guvernată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Tabăra aceasta, a doua tabără între care se afla Petru, e tabăra care atunci când s-au gândit la Petru, le-a păsat de Petru. Biserica, știți ce dorea? Izbăvirea lui Petru! Când vorbim despre tabăra ca și biserica lui Dumnezeu, ca și instituția lui Dumnezeu, biserica este instituția lui Dumnezeu. Biserica este jertfa Domnului Iisus, prin jertfa Lui s-a format biserica lui Dumnezeu. Unde doi sau trei se unesc, eu sunt acolo. Aici la Elim e Domnul. Lucrarea care de-a lungul anilor a făcut-o Dumnezeu este Domnul la cârmă, El a fost la cârmă, El va fi la cârmă. Biserica, în timp ce Petru era legat în lanțuri, ce făcea? Se ruga. Știți cât de importantă este rugăciunea în astfel de circumstanțe ale vieții, în astfel de situații grele, în astfel de conjuncturi în care cineva este în primejdie? Spune cuvântul Domnului, Petru era păzit în temniță și biserica, a doua parte a versetului 5, nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! În noaptea în care Petru este izbăvit, știți că biserica era tot la rugăciune? Știți cam cum trebuie să acționeze tabăra bisericii? Când vorbim despre Petru, Petru este unul din primii membri ai bisericii primare.
Când vorbim despre tabăra bisericii din perspectiva Faptelor Apostolilor, găsim o imagine a unei biserici unite, găsim o imagine a unei biserici puternice, găsim o imagine a unei biserici a minunilor, găsim o imagine a unei biserici care pasă de fiecare membru din biserică. Dragii mei, de atâtea ori am avut situații în viața pastorală în care am văzut lucruri care nu mi-au plăcut, în care am văzut frate care s-a ridicat împotriva altui frate, în care am văzut răniți care n-au fost îngrijiți și au fost abandonați și poate s-a tăiat mai adânc în rană. Petru era legat în temniță, nu puteau să stea liniștiți acasă? Nu puteau să-și vadă de treburile lor? Dar ce a trebuit lui să ajungă pe acolo? Dar ce a trebuit lui să predice pe străzile orașului? Dar ce a trebuit lui să intre în casa lui Corneliu? Dar ce a trebuit lui să predice despre mântuirea neamurilor? Dar ce a trebuit lui să se întâlnească cu împăratul? Lasă, om vedea ce-a fi cu el, nu! Biserica, în momentul în care a aflat situația aceasta, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru Petru. Biserica a hotărât, a stabilit un lanț de rugăciune necurmat înaintea lui Dumnezeu. Am avut o situație foarte grea când una din surorile din biserica Betania și Întereac, pe care o slujesc, a avut un grav accident. Nu vorbesc despre accident, acum vă spun doar despre ceea ce am practicat ca și biserică. Vinerea a avut accidentul, din momentul acela de vineri seara, am propus un lanț de rugăciune și post înaintea lui Dumnezeu. 18 zile a stat în comă și Dumnezeu i-a dat viață. Pentru că ne-a păsat de persoana aceea, ne pasă de cei care au nevoie de Dumnezeu. Când am auzit și mi s-a dat vestea că cineva a căzut, că cineva nu mai vine la biserică, am spus, fraților, nu ștergem de pe listă, ci îl notăm în caietul de rugăciune, că e legat cu lanțuri de închisoarea lui Rod și tabăra lui Rod și soldaților lui, dar Dumnezeu are putere să rupă legăturile. Mărit să fie Domnul! Tabăra bisericii se roagă. Tabăra bisericii dorește izbăvirea lui Petru. Tabăra bisericii nu are liniște și nu se culcă, nu se pot odihni. La miezul nopții sunt tot la rugăciune, până când nu văd ce se întâmplă cu Petru. Noi vrem izbăvirea lui Petru. Asta e tabăra bisericii. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim în vremea aceasta de criză, în vremea sfârșitului, o biserică puternică. O biserică în care să domnească rugăciunea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și știi ce se întâmplă când te rogi cu foc? Coboară Duhul Sfânt. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Când cineva se unește, doi sau trei se unesc, eu sunt acolo. N-a văzut biserica Elim din Rocheta de Mar atâtea minuni? N-am văzut în viața noastră de slujire atâtea minuni? N-ați experimentat dumneavoastră în familiile dumneavoastră atâtea minuni? Slăviți să fie Domnul! Și chiar dacă au fost și momente de încercare, că Dumnezeu lasă pe Petru până acolo să fie legat. Și sunt momente de lacrimi, și sunt momente de durere, și sunt momente când cineva drag pleacă din viața aceasta. Dar știți ce spun întotdeauna? Am participat la foarte multe mormântări, ultimile perioade, de ultima perioadă de timp, să spun, ultimii 2-3 ani de zile, întotdeauna am spus, fraților, ferice de cei ce mor în Domnul, pentru că adevărata viață pornește de aici. Petru era liniștit, dacă sunt izbăvit, eu voi sluji Domnului, iar dacă plec, plec la cel care mă așteaptă pe țărmul celălalt. De aceea Petru era liniștit, de aceea Petru doarme liniștit, pentru că avea nădejde în Dumnezeu. Dragul meu, de ce te frămânzi noaptea și nu poți să dormi? De ce spui de atâtea ori unde e Dumnezeu? De ce cazi în depresie și panică? De ce ai atâtea stări de necredință? Unde este Iisus când ești pe mare și vezi că se ridică valurile și furtuna? Știți unde este? Unde a fost și cu ucenicii? La cârma corăbiei. Și când se ridică Domnul, se opresc vânturile și marea se potolește.
Și când rostește Dumnezeu un cuvânt, se înmulțește pâinea. Și când Dumnezeu spune viață, se deschide cartea vieții, rămâne deschisă. Și când Dumnezeu spune vindecare, un medic poate să spună orice, acolo există putere de vindecare. Slăvit să fie Domnul! Petru era în planul lui Dumnezeu să fie izbăvit. Petru se afla între cele două tabere, tabăra care dorea vărsare de sânge și tabăra care dorea izbăvire. E tabăra bisericii, e tabăra rugăciunii. Dumnezeu să ne binecuvinteze să iubim rugăciunea. Într-o vreme ca aceasta am remarcat faptul că Dumnezeu tot mai mult îmi pune în mintea mea prin Duhul Sfânt și în inima mea să vorbesc despre rugăciune. Pentru că rugăciunea e sursa prin care putem să primim de la Dumnezeu ceva. E sursa prin care poți să fii zbăvit. Prin rugăciune deschizi poarta cerului. Dacă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului nostru, aș vrea să vă spun că rugăciunea este alinarea sufletului nostru. Este mijlocul prin care sufletul dorește ceea ce are, primește ceea ce dorește, ceea ce are nevoie. Și a treia tabără e tabăra cerului. Dumnezeu privește la tabăra lui Rod, Dumnezeu privește la tabăra păcatului, Dumnezeu privește la tabăra celor care doresc să verse sânge, Dumnezeu privește la tabăra bisericii care se roagă și nu încetează să înalțe rugăciuni către ceruri. Și tabăra cerului ia decizia. Se pune cerul în mișcare în seara aceasta, într-o seară de vineri pentru Biserica Elim. Și când se pune cerul în mișcare, se întâmplă ceva extraordinar. Și cerul s-a pus în mișcare pentru că tabăra bisericii s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Și în timp ce se rugau înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune unui înger: du-te la Elim! Du-te în temniță la Petru! Și îngerul lui Dumnezeu spune Biblia, versetul 7, și putem să citim și versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate. O lumină a strălucit în temniță, îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coaste. De ce a trebuit să-l lovească? Este exact adevărul care l-am subliniat. Petru era liniștit, Petru dormea liniștit, știa, dacă plec, plec la Domnul. Dacă Domnul mai are de lucru cu mine, mă izbăvește, mărit să fie Domnul. Aveam 17 ani și cred că mărturia aceasta v-am mai spus-o. După ce am ieșit din apa botezului, biserica Pecica, orașul Pecica, biserica pentecostală, acolo unde am luat botezul, după ce am ieșit din apa botezului, cu voce tare am spus: Doamne, acum sunt liber, pot să plec la Tine. Și un frate din spate mă bate pe umăr, era un frate proroc, un frate slujitor, zice: de acum începe slujirea și lupta. I-am zis: acum pot să plec. Petru spunea: e gata, cu mine s-a terminat, pot să plec, sunt liniștit. De acum începe lupta și slujirea. Dar ceea ce mi-a rămas în mintea mea și în inima mea și port întotdeauna în călătoriile pe care le fac și în predicile pe care le țin, port în inimă și în minte dragostea lui Dumnezeu. Spunea fratele: deasupra ta am văzut o mână albă strălucitoare. Spunea vasul de lucru: pe mâna aceea scria dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis să nu încetezi niciodată în viață să vorbești despre dragostea mea. Întotdeauna să vorbești despre dragostea mea. Să nu încetezi, să nu te oprești. Și vreau să vă spun că dragostea lui Dumnezeu a privit la rugăciunea bisericii. Dumnezeu a privit la tabăra bisericii. Dumnezeu a privit la Petru care era legat.
Dumnezeu privește când biserica strigă către cineva, pentru cineva și se roagă. În seara aceasta n-am să dau cu numele, am îmbrățișat pe cineva și am spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu că ești în adunare. Și în România m-am bucurat când am auzit că ai venit din nou în adunare și l-am lăudat pe Dumnezeu pentru că te-ai întors în adunare, că te-ai întors în tabăra lui Dumnezeu, că te-ai întors la dragostea din tâi, că te-ai întors la Cel care a murit pentru tine. Aș vrea să spun în seara aceasta că dacă cuiva îi pasă de noi și pastorul îi pasă și fratelui Radu și fratelui Denuț și altor frați și fratelui Dani Mocan și cei care sunt în comitet, știu că le pasă de dumneavoastră și mie îmi pasă de dumneavoastră, dar mai presus de noi îi pasă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune unui înger: du-te la Petru, du-te că vreau să-l izbăvesc, îmi pasă de Petru. Și lovește în coastă și îl trezește pe Petru și în momentul în care îl trezește pe Petru se întâmplă ceva miraculos. Știți când coboară tabăra cerului în lucrare, știți ce se întâmplă? Se rup legăturile fraților, cad lanțurile jos. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Cad lanțuri de la oameni de la care nu te gândești că s-ar întoarce la Domnul niciodată. Am botezat anii trecuți o persoană care, de la socru până la cel mai mic din familie, pe toți i-a luat la bătaie, scandal și băutură și așa mai departe. Dar când Dumnezeu i-a atins inima, când Dumnezeu atinge inima cuiva, tineri care toată viața, toată tinerețea lor, mă rog, tineri, eu spun și la 30 de ani încă sunt tineri, și la 40 de ani sunt tineri, dar în viața lor le-a plăcut discoteca, le-a plăcut mizeria, le-a plăcut dependenți de alcool, de tutun, de alte lucruri neplăcute înaintea lui Dumnezeu. Dar când le-a atins Dumnezeu inima prin Evanghelie, Dumnezeu a rupt legăturile. Oamenii la care nu te gândești niciodată că s-ar putea întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu le atinge inima. Duminică am predicat la Vatra Dornei la un botez. Un domn care lucrează în primărie și spunea: pastorul, niciodată nu ne-am fi gândit la el că s-ar întoarce la Dumnezeu. Rădăcini în ortodoxism, rădăcini în păcat, rădăcini în atâtea lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, în neam mare și așa mai departe. Când Dumnezeu atinge inima, se schimbă totul. Cad lanțurile, se deschid ușile, se închid ochii soldaților taberei lui Rod, nu văd ce se întâmplă, îi adoarme Dumnezeu ca și la mormântul Domnului Iisus și ei nu văd marea minune, că nu pot să o priceapă, că au ochi firești. Dar cine are ochi duhovnicești, în seara aceasta îl vede pe Domnul aici în adunare. Cine privește prin credință, îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. Mă uit la orchestra aceasta minunată, pe unii mai rețin, pe unii nu. Știți ce văd în ei? Opera lui Dumnezeu. Mă uit la slujitor, mă uit la adunare, mă uit la fratele Petrică pe care îl ține Dumnezeu încă în viață. Suntem și sunt fiecare opera lui Dumnezeu. Faptul că predicăm Evanghelia într-o vreme de criză, de pandemie, când vorbea Duhul Sfânt în urmă cu vreo 2-3 ani de zile în România, vine vremea și aproape când n-o să vă mai puteți aduna doi cu doi. Ne gândeam că vine prigoana, ne gândeam că cine știe ce vine. Luni de zile au fost închise bisericile în România, dar vreau să vă spun că în casele noastre, și mărturisesc și voi spune și mâine la întâlnirea cu slujitorii, în casa noastră din prima zi de pandemie, 5, 6, 7 luni aproximativ, în fiecare seară am avut biserică. Biserica nu s-a oprit, nu se oprește, fraților! Biserica nu poate fi oprită de o pandemie, nu poate fi oprită de o încercare, nu poate fi oprită de o furtună, de un val, de un necaz, de o foamete. Biserica rămâne în picioare. E biserica lui Dumnezeu, e tabăra în care coboară Dumnezeu. Tabăra cerului coboară în mijlocul taberei bisericii și aduce izbăvirea lui Petru. Pentru că biserica dorea izbăvirea lui Petru, un înger este trimis de Dumnezeu să coboare lângă Petru. Mare minune! Lanțurile au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Și el a făcut așa. I se părea că are o vedenie, i se părea că are un vis, i se părea că are o revelație. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat.
Îi se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, au dat la poarta de fier care dă în cetate și se pune mare întrebare: cine va deschide poarta? Cine va mai salva omul din păcat? Cine s-a pus marea întrebare în ceruri: va merge să moară pentru omenire? Și Fiul lui Dumnezeu a zis: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și Domnul a murit pentru mine, de aceea îl iubesc pe Domnul. Îl iubesc, a murit pentru păcatele mele, a murit pentru păcatele dumneatale, a murit pentru păcatele copiilor noștri. Slăvit să fie Domnul! Cel ce a deschis poarta este Domnul Iisus. Cel ce a deschis drumul spre ceruri. Există un cuvânt al lui Dumnezeu în Ioan 14, versetul 6: eu sunt calea. Dacă vrei să ajungi în cer, scrie pe drumul acela adresa: Iisus. Eu sunt adevărul. Dacă vrei să ajungi în cer, scrie în inima dumneatale cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ajungi în cer, lasă să pătrundă viața: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Biblia ne învață că există două căi, una care duce la pierzare și una care duce la viață. Biblia ne învață că există două uși, una largă și una îngustă. Biblia vorbește despre iad și despre rai. Biblia vorbește despre două doamne care măcinau la moară același grâu, una lăsată și una luată. Biblia vorbește despre doi bărbați care munceau aceeași agricultură pe câmp, unul luat și unul lăsat. Biblia vorbește despre două mari realități: răpirea bisericii și rămânerea celorlalți pe pământ. Biblia vorbește în seara aceasta despre o nouă șansă, și șansa e Hristos. Cât mai poate să bată o inimă în cineva? M-a întrebat, nu de puține ori, m-au întrebat frații, m-au întrebat anumite persoane, ne întreabă tinerii la anumite discuții: frate Ștefi, dar persoana aceea, sau un caz, și dă un caz așa general, a căzut de la credință, s-a întâmplat ceva cu el, mai are vreo șanse? Cât mai bate o inimă în om și spune: Doamne, iartă-mă, și strigă către Dumnezeu, mai este șansă prin Evanghelia lui Dumnezeu, mai este șansă prin dragostea Domnului Iisus Hristos. Poarta s-a deschis în fața lor. Îmi place un citat, și fratele Radu a început în seara aceasta cu un citat din Psalmi. Îmi place un citat care este o întrebare: cine va deschide porțile? Porți, ridicați-vă capetele ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat al Slavei? Este Domnul cel tare și viteaz, care știți ce a făcut? A biruit în luptă. Noi zicem că luptăm, dar aș vrea să spun, frate Ovidiu, nu noi luptăm. Aș vrea să vă spun, dragii mei, nu noi luptăm. Noi doar suntem lângă Cel ce luptă. Cel ce luptă pentru noi e Domnul. Lupta noastră este ca un fir de ață și ai vrea să legi o locomotivă și să o tragi după dumneata. Nu vei putea, dar când Domnul este în față, locomotiva se mișcă, cetatea se cutremură, ușile temniței se deschid, lanțurile cad. Dați-mi voie să vă dau un exemplu textual în direcția aceasta, Faptele Apostolilor, capitolul 16, când Pavel și echipa misionară ajung în cetatea Filip și în urma propovăduirii și în urma fondării unei biserici acolo în cetatea Filip, e prima biserică pe care a înființat-o Pavel, în urma eliberării a unei doamne care avea dud de ghicire și vrăjitorie și așa mai departe, Dumnezeu eliberează prin cuvintele rostite de Pavel, Pavel și Sila ajung în temniță și când ajung în temniță, temnicerul aruncă în temnița din lăuntru, își face bine treaba, îi păzește cu cea mai mare responsabilitate, dar pe la miezul nopții Pavel și Sila au început să cânte, pentru că Pavel și Sila făceau parte din tabăra bisericii. Și când au început să cânte și să laude pe Dumnezeu, pe la miezul nopții, spune Biblia, s-a cutremurat temnița și ușile s-au deschis.
Să facă Domnul ca în seara aceasta, la rugăciunea noastră, când o să o facem în final, să se cutremure biserica. Să se cutremure ființele noastre, mărit să fie Dumnezeu. Dumnezeu trimite un înger pentru izbăvirea lui Petru. Dumnezeu privește la dorința bisericii. Intervenția lui Dumnezeu sau tabăra lui Dumnezeu reprezintă intervenția lui Dumnezeu, reprezintă misiunea lui Dumnezeu și reprezintă izbăvirea lui Dumnezeu. Asta face Dumnezeu când acționează tabăra lui. Tabăra lui reprezintă intervenție, misiune și izbăvire. Dumnezeu îl izbăvește pe Petru și lanțurile cad jos. Când citim de la versetul 7 la 10, vedem această mare realitate. Pentru că numai Dumnezeu poate, și am putea să spunem alături de Petru, Dumnezeu este mare. Puterea lui e desăvârșită. Cel ce poate să facă să cadă lanțurile jos, e tabăra lui Dumnezeu, e Dumnezeu. Cel ce aduce izbăvirea, salvarea din temnița întunericului, a păcatului și aduce în viața noastră o viață nouă, e Dumnezeu. Vreau în seara aceasta acele legături care sunt în ascuns, acele legături cu care te confrunți în fiecare zi, acele legături care n-ai curajul să le spui păstorului, acele legături despre care n-ai curajul să vorbești nici cu tata, nici cu mama. Ai vrea să-i spui lui Dumnezeu despre ele în seara aceasta? De vreo două luni de zile am fost invitat în zona Bucovina, într-o biserică, n-am să spun localitatea, nu este important lucrul acesta. Și pastorul bisericii, îngerul bisericii, așa cum spune Apocalipsa, m-a rugat să rezerv jumătate de oră pe lângă mesaj, să stau de vorbă cu câteva persoane care vor să se mărturisească. Mi-am dat seama, în acele momente, atât de sinceritatea lor, dar și cu câte situații se confruntă oamenii. De-a lungul slujirii întâmpinăm fel și fel de situații și noi, ca oameni, suntem la fel ca dumneavoastră. Ne confruntăm cu atâtea situații grele, dar cel ce poate să aducă izbăvirea este Dumnezeu. Am văzut în viața aceasta de credință că atunci când anumite legături nu am putut să le rup sau n-ai putut să le rupi, a putut Dumnezeu. Poate navighezi între 2 metri pătrați, între 2, 4, 5 pereți, navighezi pe lucruri care îți aduc la nivelul minții și inimii atâta întuneric, atâta negură, atâta păcat în viață și ai vrea să scapi și nu poți. Ai poate anumite legături în viața aceasta socială, ai poate anumite legături în viața familiară, în viața profesorală, ai anumite lucruri care te leagă, ai anumite lucruri care nu-ți plac, ai anumite lucruri care te apasă, ai anumite lucruri care dețin o presiune la nivelul minții. Criza, știți că este cauzată de mulți factori? Frica în viața omului și legăturile din viața omului sunt cauzate de mulți factori din viața noastră. Însă cel care cunoaște viața noastră, cunoaște și factorii. Și el are soluții pentru orice situație. A avut soluție pentru o femeie care a plâns pentru fiul ei de 19 ani? A avut. Azi, de ce plângi, Doamnă dragă? A avut soluție pentru o văduvă care a zis: doi copii mi-au rămas și bărbatul meu a murit și nu am ce să le pun pe masă și mai mult decât atât avem o datorie grea de pe vremea când trăia soțul meu și cel care căruia îi datorăm a venit să-mi ia copiii ca robi. Știți că diavolul în fiecare zi se luptă pentru copiii noștri și încearcă să ia ca robi într-un domeniu sau altul? În viața aceasta cel mai mult m-am luptat în rugăciune și mă lupt și azi pentru copiii mei și copiii bisericii. Ca să rămână în adunare, în tabăra lui Dumnezeu, în tabăra bisericii. Și rămân, slăvit să fie Domnul, pentru că ne ascultă Dumnezeu rugăciunea. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să spun, dragul meu, că cel ce a rupt legăturile din viață, lanțurile au căzut jos din viața lui Petru, cel ce a făcut să cadă butucii, să se deschidă ușile în Fapte 16, același este prezent astăzi aici.
Și dacă ai anumite legături, aș vrea să spun, spune lui Iisus, orice te apasă, spune lui Iisus că cel nu te lasă. Spune lui Iisus în seara aceasta, am nevoie de tine, Dumnezeule. Vreau ca tu să intervii în viața mea, vreau, Doamne, ca tu să te atingi de mine. Dragii mei, ultimul aspect care îl subliniez în această seară, Petru se află în mijlocul a trei tabere. Petru se află între trei tabere, tabăra lui Rod, tabăra bisericii, tabăra cerului. Și ultimul aspect care îl subliniez este marea bucurie a întâlnirii cu biserica. Ne bucurăm foarte mult de copiii pe care îi creștem. Ne bucurăm foarte mult de tinerii care cresc în adunare și îl slujesc pe Dumnezeu. Dar ați văzut marea bucurie a bisericii când cineva din afară vine și spune, de azi eu nu mai plec de aici? Ați văzut bucuria pe fața unui slujitor care în urma unui mesaj care îl ține, vine cineva din afară și spune, n-am auzit de Dumnezeu până acum, dar eu de azi nu mai plec de aici. Este o mare bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu când cerul se bucură, se bucură slujitorii, când biserica se bucură, se bucură cerul. Care dintre acei care păstoresc o turmă de 100 de oi și se pierde o oaie, nu lasă cele 99 pe izlaz și se duce să o caute pe cea pierdută? Știi ce face de bucurie? O ia în brațe, o pune pe umăr și o duce la turmă. Dacă e nevoie, pune balsam. Dacă este flămândă, îi dă să mănânce. Aceștia sunt pașii pe care îi face Domnul Iisus Hristos. Aceasta este strategia lui Dumnezeu. Pentru un păcătos care se întoarce la Domnul este mare bucurie în cer. Tânărul care a plecat departe și a zis, vreau să trăiesc singur, vreau să am democrația mea, vreau să am legile mele, vreau să mă duc unde vreau și să fac ce vreau. Și când ajunge patron la porci, și când ajunge în mizeria păcatului, și când ajunge în falimentul în care era și nu mai are nimic, și aduce de aminte de tata, și se întoarce la tata, și tata spune, îmbrăcați-l în haina cea mai bună, puneți inelul în deget, încălțați-l cu încălțămintea cea nouă, tăiați vițelul cel îngrășat, acest fiu al meu a fost mort, dar acum trăiește! Asta e strategia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu strategic, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos, dar un Dumnezeu și responsabil îți cere în această seară să ieși din tabăra lui Rod și să intri în tabăra lui Dumnezeu și a bisericii. Nu mai fi în tabăra lui Rod arătând cu degetul spre unul și altul. Nu mai fi în tabăra lui Rod legând pe unii și pe alții cu anumite legături. Și intră în tabăra bisericii care știe să se roage pentru izbăvirea celor legați cu lanțuri. Intră în tabăra bisericii cărora le pasă și plâng pentru cei ce au nevoie de eliberare. Mărit să fie Domnul! Și întâlnirea aceasta este o revelație specială. Relatarea lucrurilor le găsim de la versetul 13 și Biblia spune, a bătut la ușa care dădea în pridvor și o slușnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Unde era tabăra bisericii? La miezul nopții, la rugăciune, la rugăciune, mărit să fie Domnul. Ești nebună, i-au zis ei, aici este un paradox, pentru că au gândit ca oameni și noi gândim câteodată ca oameni. Știți că punem la îndoială, au fost situații în viața unor oameni când medicii, cum spune cântarea, poetul, când medicii te dau acasă și nu mai au ce să-ți mai facă. Au fost situații când medicii au dat șanse puține. Am avut duminică seara la Șintereag un frate păstor invitat și în urmă cu 10 ani a fost bolnav de cancer și medicii i-au dat șanse 0,01%. Și după un an de zile de intervenții, de operații peste operații, de citostatice și așa mai departe, astăzi predică Evanghelia, este frate păstor, slujitor. Și medicii când se mai duce odată la un an, la doi, la control, mi-a zis că ultimii 3 ani n-a mai fost, tot timpul au zis, mare este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul nostru, dragii mei, un Dumnezeu mare și puternic, un Dumnezeu viu, lăudat să fie numele Lui.
Și au spus, ești nebună, i-au zis ei, li se părea ceva science fiction. Li se părea ceva de nedescris, li se părea ceva o poveste, li se părea ceva ce nu este o realitate. Dragii mei, aș vrea să intru acum în miezul acelei biserici, în mijlocul lor și să-i întreb așa prin credință, dar nu voi v-ați ruga pentru izbăvirea lui Petru, biserica apostolică Elim. Când vedeți minunile lui Dumnezeu, spuneți, mare Dumnezeu! Nu puneți la îndoială lucrarea lui Dumnezeu, nu întrebați ca și ucenicii, cine este acesta de la ascultă și vântul și marea? E Domnul care stă în picioare! Mărit să fie numele Lui! E Dumnezeul izbăvirilor! Petru însă bătea mereu, versetul 16, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Și în momentul acela le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță, cum tabăra lui Dumnezeu a trimis un înger, a intervenit în urma rugăciunii, spuneți lucrul acesta și lui Iacov și fraților, apoi a ieșit și s-a dus într-al loc. Știți ce înseamnă spuneți lucrul acesta și altora? Știți ce înseamnă afirmația aceasta, spuneți lucrul acesta și altora, lui Iacov și altora? Și celorlalți, dacă Dumnezeu ți-a făcut bine, nu tăcea, mărturisește binele care ți l-a făcut Dumnezeu. Pe când tabăra bisericii, spune Biblia aceasta din care predicăm, era într-o mare bucurie și era la rugăciunea de mulțumire, și cred că asta o să facem în final, și o să mulțumim lui Dumnezeu pentru că Domnul în seara aceasta ne-a cercetat, pe când biserica era la rugăciunea de mulțumire, se bucurau de izbăvirea lui Petru și Petru mărturisea izbăvirea care a făcut-o Dumnezeu, în tabăra lui Irod era mare agitație. Știți ce s-a întâmplat în tabăra lui Irod și a soldaților lui? S-au ridicat unii împotriva altora. Au început cercetările unii împotriva altora și Irod a dat verdictul. Omorâți toți cei 16 soldați. În momentul în care vine izbăvirea finală, în tabăra lui Irod, în tabăra întunericului, va fi mare forfotă. Ziua Domnului de bucurie și de izbăvire a bisericii, vine Iisus Maranata! Ziua răpirii va aduce mare bucurie pentru tabăra bisericii lui Dumnezeu. Și tabăra bisericii nu înseamnă pentecostali, nu înseamnă o confesiune, ci înseamnă cei născuți din nou, înseamnă cei mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. În tabăra cealaltă va fi mare forfotă, dar izbăvirea pe cer va scrie Hristos în noi, nădejdea slavei. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze în seara aceasta și harul Lui să fie peste noi toți. Amin. Rămâneți în tabăra bisericii și în tabăra lui Dumnezeu.